Vreau să vă spun câte ceva despre mine, să știți că eu anul ăsta am împlinit 60 de ani de cântec. Am o fată de 55 de ani, am o nepoată de 33 de ani care a făcut nuntă pe 3 septembrie, iar eu pe 19 octombrie am împlinit 71 și 7 de acasă. Așa că am să cânt pentru dumneavoastră. Mă gândesc că la vârsta mea nu o să mai pot cânta cu vocea. Și atunci l-am rugat pe domnul dirijor să fac o imitație de trompetă, că poate mă ia în orchestra Maria Tănase, pe care vă rog frumos să o aplaudați. Nu știu cât o fi salarul, dar ne ajunge cât îmi dă.